așa cum am făcut-o de mai mulți ani, pe data de 28 februarie vom avea organizat un exercițiu de evacuare din unitățile de învățământ, urmare a discuțiilor purtate cu inspectoratul școlar județean, precum și cu domnul prefect, activitatea fiind aprobată de instituția prefectului. Astfel, pe data de 28 februarie, la ora 9:45, în tot județul Neamț vor suna sirenele cu alarmă la dezastre, moment în care toți elevii vor executa acest exercițiu de evacuare din unitatea de învățământ, sub coordonarea profesorilor. La activitățile precedente, mențiunea că facem acest lucru de fiecare dată pe 28 februarie și ulterior pe 13 octombrie, este Ziua Internațională de Reducere a Riscului Dezastrelor, avem o participare de aproximativ 50.000 de elevi angrenați în această activitate și sperăm că, repetând an de an, de două ori, în mod centralizat, toți elevii vor ajunge la maturitate cu o serie de cunoștințe minime legate de ceea ce înseamnă evacuare și comportare în caz de cutremur. De cele mai multe ori jucăm această situație. De asemenea, pentru a marca Ziua Protecției Civile, vom avea Ziua Porților Deschise pe data de 28 februarie în fiecare subunitate de la Piatra, Neamț, Roman și Târgu Neamț. Vom avea puncte de informare preventivă în centrele comerciale importante din Piatra, Neamț, Roman și Târgu Neamț și, bineînțeles, aceste comunicări către populație prin intermediul dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte în cazul manifestării situațiilor de urgență de amploare.